la tare nume și bine v-am regăsit la un nou episod din Hide and Seek, povestea lui Dorothy. Din câte țineți minte, episodul trecut am terminat toate astea de aici, toate camerele și am împăcat fiecare obiect care l-am primit de la Jack, aparent. Iar acum vom coborâ aici așa jos, iar aici așa este un mic puzzle. E destul de complicat la prima vedere, dar vă asigur că nu este. În acest puzzle este vorba cu lucrurile pe care le-am primit de la Jack. Pe scurt, avem trandafirul care l-am primit prima oară. Apoi avem acest iepure. Iar la urmă am avut această oglindă. Și cam așa ar trebui. The door opened. Aici așa avem, după cum se vede, o cameră micuță. Îi dau un mic save aici, pe ambele părți, așa. It's not very visible outside. The drawer is empty. A clean bed. Books are organized neatly. Dorothy's diary. Păi, jurnalul nostru, cam putem să-l citim. Ianuarie 15. Today is the weirdest day. Is the weirdest day. It was the first time and time she and I lost the game. Pe bune? Nu-i mai zi ea, e un băiat, e clar un băiat. Doamne bun, nu băgați în seamă ce scrie acolo, e un băiat. Two maids died in this house. He told me that it is because of the results of this game. I don't really know why you feel sad, Dorothy. Don't regret your actions if you acted from greed. Man is mortal in the end. If you want to raise two mates from the dead, let's make a bet. You may win the best bet, who knows? Always, as always, the middle section is empty. Ianuarie 24. Today is the last day of the bet. Is it possible to win them back? There is something in the diary. Take it. Wham! Am crezut că am murit în secunda asta. Ah! Ah, ce mă? Oh my god! Ce loc ăsta? Dăm niște save-uri. Așa. Și tocmai am ajuns în catacombe. It is someone's corpses. It is someone's corpses. Ok. Something is riddled in the middle of the sewer. Select all over the room. It was riddled in bloody letter. You must look carefully. Ok. Deci asta e un indiciu important legat de ăsta. Finalul jocului. Vedeți, voi va trebui să vin foarte repede aici și să deschid ușa, pentru că e ușa care o să vedeți voi. Eu știu ce se va întâmpla, pentru că am citit ce trebuie să fac și știu cam cum se termină. It is someone corpses. Brr, I have a headache. Ce ai, bă? This time for sure. What was that? It's someone's corpse. Oh, you. You, care you? No, no way. Nu, nici gând. Ok. I am sure here. Ce chestia e în întuneric? Ar trebui să verific asta mai întâi. Something is written in the middle of the sewer. It's written in bloody letters, demons. Time must be reversed. Ok. Am ajuns... Bă, unde? There is a familiar face that I might remember. What about... Is here, right?
You arrived faster than I expected. Oh, uite-l pe Jack, ce frumos stă acolo, e liniștit. The last mission is getting out of this place. Ok, don't worry, I will let you continue until you win. O, ce față, ce față are, deci pe bune că îmi dă o față, dacă aș vedea o față din asta, eu n-aș putea decât să mă înroșesc, să zâmbesc, chiar dacă ar fi circunstanțele care îs. If I win this game, you must return everything. But if you win this game. Părea un pic supărat. Adică, în sens că there is evidence that cards were played together. I have never seen a devil sleeping on the bed. Nu e malefic. Nu e malefic, nu băgați în seamă. It is filled with old toys inside. Vedeți? It is someone's corpses. Un ursuleț. A teddy bear staring into space. Păi, e un urs de plus. Tu ce ai fi vrut să aibă? The books that were seen together with the devil. Nu știu, chestia asta devine foarte aiurea. It is still warm. The vase still covered with moss. About 7 deadly sins. 7 deadly sins are lust, gluttony, greed, sloth, wrath, envy and pride. Even symbols that represent sin. Lust, heart with black thorn, gluttony, wing of a fly on top of a skull, greed, sack of money on top of a cracked cross, sloth, cigarette smoke and dry ice, wrath, a dark purple firework, envy, a sword with a twisting sea snake. Right, a dark red star. Păi, cam avem majoritate în această. Clock has stopped, but it seems like it's not broken. Would you like to save? Da. Save. O dată aici. Și o dată aici. Deci de aici așa putem să avem orice ending. Numai un pic să verific. Cred că springul ăla... You came this far? Da, Jack, mi-a fost dor de tine. Yes. Your memories must have returned. Why? De ce? Păi, Jack, nu trebuie să știi tu. This is really the last, right? Yes, if only you can get out. All right. Since you came this far, you should try a little harder. Bine, bine, am înțeles, Jack, dar... Da. I will. All right. I wish you luck. Mulțumim, Jack, vai. Că ne-ai urat noroc. Key is received. Acquires the one floor key. Ok, că ne-a urat el succes. Cred că în acest caz am putea să câștigăm, dar mai întâi. The clock has stopped, but it seems așa. I'd like to save saving. Dintr-un motiv sau altul, Dorothy stă încă cu fața în aer. Dorothy, te simți bine? Bun, pentru o secundă am crezut că nu mai pot mișca. Bun. Trebuie să ne gândim foarte bine. Deci de aici așa o să devină un pic mai complicat. Voi face mai întâi ending-ul normal, în care ți-l dă dacă te duci până în ăsta și o iei prin locul prin care v-am arătat și apoi o să fac al doilea ending. O să dureze puțin, dar sper să le pot face pe amândouă în același episod. Deci hai să începem. Ha, fraiere. Oh, o veșnicie, deci serios dacă nu. Bun, trebuie să mă calmez. Am reușit! Este a treia încercare, mereu e cu noroc.
sau poate era a patra, nu știu, dar am reușit. Și am ajuns exact unde trebuia să ajungem. Ok, ia să vedem aici și să verificăm patul. A bed with blood stains. When you sleep, it is a common belief that if you place something on your bed, it will appear in your dreams. Nu am absolut nimic la mine. Așa, nu știu prea știu ce trebuie să fac. A huge fire is blazing. A shabby door is left alone. Ok, cred că a venit momentul să ies din această casă a terorilor. The door is locked. Ce? Păi aveam cheia. Păi ce are? Poate că m-am grăbit eu. Trebuie să fie ceva sus în cameră, ce nu l-am luat până acum. Ia să vedem, să verificăm oglinda. It's broken. Bed with blood stains. Sigurat am uitat eu. I found something. Am primit un ceas. This is a gift. Oh, i-am dat un ceas lui Jack. Oh, s-i stai atât de bine. Isn't it a pocket watch? Yes, I prepared it this time. Am aruncat în foc. Bun, acum am reușit. Și am reușit să deschidem primul ending. Uitați, părinții lui Dorothy, mom, dad. Așa, și am reușit. Ăsta e primul ending. Deci așa, eu nu mai pot să fac nimic, putem numai să urmărim. S-ar putea acest video să fie mai lung și să nu aibă cea mai bună asta. Dar o să fac eu câteva tăieturi la montaj și veți vedea că totul va fi bine. These voices, da, mă, părinții tăi, Dorothy. Mom, dad, Dorothy. What happened? Oh, dar ce drăguță e mama ei. Deci, priviți numai, are o față foarte drăguță. Deci, serios acum, mă mir cum de-o ajuns cu ăsta, nu are față deloc drăguță, dar ea e foarte frumușică. Cred că Dorothy o lua mai multe de la ea decât de la el. Seems like you had a nightmare. Yes, it was very scary. I lost mom and dad in my dream, but I'm okay now. Don't worry, Dorothy. I am here with you. Okay, mom. Ce se întâmplă? Oh, yeah. Stai, asta nu e cumva... Cred... Nu, nu cred, că are părul scurt. Cealaltă l-avea mai lung. Da, după cum se vede acolo sus, în versiunea RPG are coc la spate, deci ar putea să fie ea. Tipa aia care ne urmărea cu cuțitul. Servant ce? Ok, dinner is ready. Let's go to eat something delicious. Ok, mom. Și acum? De ce stai și te holbezi la foc? De ce ai făcut asta? End. Deci am primit primul end aici, așa, și vom merge și după cel de al doilea. Deci vom merge aici așa jos. Haide. Bun. Suntem tot aici așa și acum trebuie să ajungem în partea din care vine monstrul. Asta o să fie un pic mai complicat și probabil că o să-mi dureze o grămadă de timp, dar vom încerca tot ce vom putea. Trebuie să scoatem monstrul ăla de acolo.
Firan, mă prind. Sfârșit! În sfârșit am reușit, oameni buni! Oh my god, cât mi-a luat asta! Uitați, 6 minute, 6 minute și ceva numai ca să pot să trec de monstru ăla! Oh my god, ce bine îi! Oh, ce bine se simte! Oh, save, 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 save! Ce-ai? Dă un save! Dă save-ul! Nu mă las să dau save! Cred că monstrul ăla nu o să mă urmărească. A clean bed. Deci aici așa totul e clean. Ok. Totul pare normal. Să dau un save. Sper că nu mai trebuie să mă întorc. The door is locked. The door is locked. Bun, am ieșit. Acum o să urmeze cel de-al doilea cutscene al finalului. Dorothy se trezește în pat, ca mai înainte. Puncte, puncte. Dead voice is. Mom, Dad, Dorothy. What happened? Seems you had a nightmare. Yes, it was very scary. I lost Mom and Dad in my dream, but I'm okay now. Don't worry, Dorothy, I'm here with you. Okay, Mom. Poate vă pare la fel ca ați nu deocamdată, dar o să vedeți că nu este la fel. O să vă arăt imediat de ce. Dar adevărul este că acesta este adevăratul ending al jocului. Cel de dinainte este un ending bun, iar acesta este endingul real. Dinner is ready. Well, let's go to eat something delicious. Okay, Mom. Mama e foarte drăguță, deci... arată foarte bine pentru o femeie căsătorită și având deja un copil la 12 ani. Da. Neighbor A. Have you ever heard the news? Da, acum începe partea interesantă. Ați auzit vreodată știrile? Ce știri? Our neighborhood A. There was a house fire one year ago, right? Da, acum a fost un incendiu în vecinătate. Yes, of course. These days, in that house, there are stories that a small girl's laughter can be heard. Da, deci e casa în care locuiește Dorothy. Și aceasta o ars cu un an înainte. Și uneori se mai poate auzi o fetiță mică care râde în acea casă. Deci, adică râsul lui Dorothy. Serios? Da, serios. Yes, that's right. I hear that too. I don't remember all of the story. But we speculated some unknown reason that led to the death of the family. Deci, ei nu știu... Da, acest neighbor A... da, așa este. Am auzit asta de asemenea. Nu mi-amintesc... totul despre poveste, dar se speculează că întreaga familie a murit dintr-un accident, dintr-un motiv necunoscut. Așa este. That happened, right? That happened, right? Așa este. Asta s-a întâmplat, nu-i așa? And at that time, a 12-year-old girl came out in the closet, but her corpse was not just untouched, but even clean. Da, aici ne povestește și în același timp o fetiță de 12 ani a ieșit din dulap, dar corpul ei nu a fost atins și a fost chiar curat sau ceva de genul. Ne vorbește despre Dorothy. Știți că la început, chiar în primul episod, începutul a fost prin Dorothy ieșind dintr-un dulap. La asta se referă.
So we are guessing the girl spirit of death is still there. Of the death is still there. Deci, spiritul lui Dorothy este încă în acea casă, chiar dacă i-au terminat cu astea. Au ajuns în același loc cu părinții săi, însă ea încă mai bântuie acea casă. Ceva de genul. No way, that's ridiculous. În niciun caz, asta e ridicol. Dar e adevărat. Este, cum am zis, este adevărat. Bun. Oh, uitați-l pe Jack. Hey, long time no see. Da, Jack, nu ne-am văzut de destul de mult timp. Hey, you look same as always, Sue. Nu-l cheamă Sue, îl cheamă Jack. Priscilla. Priscilla? Oh, dar ce nume frumos, Priscilla. Are un nume foarte frumos și e și foarte frumoasă. Sper că ești mama, nimic altceva. Sunt cu ochii pe tine. Nimeni nu mi-l fură, mai ales cu frizura aia. Priscilla. Ok. There are no reason to change. Nu este niciun motiv să mă schimb. Sau să schimb. What is this? Ce e asta? Some kind of souvenir. Bă, ce-ai scos din buzunar? Ceva souvenir. Oh, you, haha. Oh, tu, haha. It was pretty fun this time. A fost destul de amuzant de data asta. Well, maybe it is the same ordinary story. Ei bine, cred că este aceeași poveste normală. I don't want to hear about your story. Nu vreau să aud de povestea ta. Poți să-mi povestești mie? Eu aș asculta-o. E așa de trist. That's too bad. Asta e foarte rău. Vedeți? Și am deblocat cel de-al doilea ending. Deci, cam atât au fost cu acest joculeț. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați un like pentru Hide and Seek the Story of Dorothy. Eu voi începe și cel de-al doilea joc să-l fac, deoarece are o poveste destul de interesantă și mi se pare că nu s-o termina de tot. Ok, Dorothy e cu părinții și s-o dus, dar cine e Priscilla și cine îi Jack? Deci știm că e prietenul lui Dorothy, că a fost prietenul lui Dorothy și a încercat să o ajute cu astea și că este o posibilitate să fie un demon sau ceva de genul. Dar cine este el? Deci care e povestea lor? Cum au ajuns aici? Care e începutul? Mi se pare că asta este numai o parte mică dintr-un tablou imens. Dar eu una, sper că v-a plăcut, mie una mi-a plăcut foarte mult. Deci, dacă vreți și chiar v-aș ruga, să mergeți la acest joc în Magazine Play și să-i lăsați 5 steluțe pentru că băieții care au făcut și fetele, băieții și fetele care au făcut jocul, au făcut o treabă foarte bună. Jocul este extrem de haios, extrem de palpitant și are o poveste grozavă. Deci eu v-aș ruga să mergeți și să le lăsați 5 stele. Chiar asta o voi face și eu imediat după ce voi termina acest video. Și dacă vreți, puteți să le lăsați și un comentariu cu treaba bună pe care o-și făcută. Mie una mi-a plăcut și chiar vă recomand să vă jucați acest joc. Este foarte palpitant, chiar dacă te poate enerva în unele cazuri, în care ai șanse foarte mici de a supraviețui. Este un joc foarte, foarte bine făcut. Și, da, cam atât a fost cu acest joculeț. Eu una, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, cum am spus, nu uitați să apăsați butonul de like și butonul de subscribe dacă vreți să mai vedeți astfel de joculețe pe canalul meu. Și să scrieți în comentarii care a fost impresia care v-a lăsat-o când ați văzut ambele finaluri ale acestui joculeț. Dar până data viitoare eu am fost Cata cu 328, iar noi ne revedem în următorul video. Pa, pa!